Bună să vă fie noaptea, dragi oameni buni. Ia uitați-vă pe unde sunt să mă bată mama. Este ceață. Sunt drumuri închise. Sunt pe la... Sunt paralel cu M6 toll. Încercai să eviți să nu plătesc tollul. Mersei pe A5-ul ăla. Se închis A5-ul. Bă, băiatule, bă. Drumuri închise, bă, băiatule, bă, am niște faruri pe camionul ăsta. Bată mama dacă am pus să văd ceva. Deci gândiți-vă că văd, probabil o să vă dați și voi seama. Bă, văd mai bine în oglindă decât în față. Așa faruri, umblă-i pe cei din mers cât butui. Să încerc să-i dau de cap, să setez cumva, să ridic farurile mai sus. Nimic mucles. Mucles, deci camionul ăsta mă face să cred că eu am cea mai bună dubă din lume. Având în vedere faptul că am pus vreo câteva TikTok-uri zilele astea în care vorbeam despre dubă. Da? Bă, deci faruri pe dubă nu compare cu așa ceva. Una la mână. Doi, muzică pe dubă nu compare cu așa ceva. Că are așa niște boxe, niște boxe, cred că sunt după timpul lui Mamaia, uitate printr-un depozit și băgate ușa aceea și zic, hai să aibă și ăștia boxe dacă e. Sper că acum să pot să mă urc pe A5-ul ăsta încoa. Hai! Aia sper eu măcar, măcar sper. Deci nu pot să văd înainte, aceea mă fac cum îi fac că sunt becuri așa pe stradă. Dar unde nu sunt becuri deloc, e mal. E mal să mă bată mama. Mie zi. Mie nasol să plec cu cardul meu. Pentru tol. Ei decontează oricum ar fi. Dar mie așa. Știi? Oricum nu e eficiență în a merge pe aur atâta. Adică dacă e să calculăm uzura și motorina, se merită să plătești, să plătești pentru tol. În ultima perioadă m-am mai obișnuit cu oglinzile astea. Ce să pot să zic, că scot ochii aceia o noapte întreagă. Îți scoate ochii oglinda ca la nebun, știi? Dar m-am obișnuit cu ele, bine, na. Nu sunt fan. Eu, dacă ar fi să pot alege, mă conduc ce mi se dă până la urmă. Dacă ar fi să pot alege, adică să-mi aleg, aș merge tot pe oglindă normală. O chestie care cumva mă amuză este că, gândiți-vă că astea au și încălzire. Adică, bă, n-ai băgat un cabine, pentru ce n-ai pus și încălzire? Probabil încălzește camera pe afară, știi? Deci nu mă bași pe tol acum iară. Bă, deci nu, ocoli la tolul ăsta până făcui bubă la ochi. Asta mi se lungiră ochii de să lipire pe barbiz. Sper să nu mă bage pe tol. Nu va uite, nu. Nu mă bagă, nu va uite tol. Hai că nu, nu. Hai că nu, nu. Nu trebuie să mă ducă pe... Pe unde? Pe M42 ar trebui să mă pună. Către Noniton. Bă, băiatule, bă. Bă, băiatule, bă. Se vede bine, dragi oameni, în oglindă. Măcar în oglindă să vadă bine, dacă nu în față nimic. Scăpai, mă, de drumul închise. Deci ocoli... De mă întorsă de 3 ori până acum. Ca 5-ul ăsta era închis, tot închis, tot închis. Zic că acum da, da scăpai. Și acum mă duc ca 5 M42 direct. Și aia e. Sper ca pe sensul ăla de urcare înapoi să nu mai iau drumuri închise ca la nebun, că e nasol. E nasol că oameni la mână e ceață. Și aici se mai vede cum se mai vede. Dar asta se vede că intru acum în zonă în care nu sunt becuri deloc. Râsul de camion n-are becuri bune. Nu că sunt setate, dar cine știe cum sunt reglate să mă bată. Și cine știe de cap?
Că nu mai e cum era odată, de exemplu, la Volvo apăsai 3 butoane, gata, reglai din merde, făceai. Nu mai tata, acum ți-au făcut tabletă, colea, așa, stai și schiolbărești ochii, scoți ochii afară. Probabil când o să mă opresc, o să am o șansă cu ele. Dar din ce văd, aici ar cam fi luminile și nu văd settings. Aș vrea să mut pe interior lights, dar na, astea nu mă avantajează. Nu, lumea de interior nu trebuie. M-aș bucura să am cumva vreun buton sau vreo opțiune prin care să reglez farul, să ridic mai sus o leacă. Pentru că nu se vede nimic. Și după ce că nu se vede nimic, mai e și noaptea, mai e și ceață. Mai e... Păi dacă mă... Bă, ăsta cum are ăsta lungă, așa are dupa mea scurtă. Bată mama dacă nu. Deci cum are ăsta lungă, așa are dupa mea față scurtă. Deci cu aia să conduci noaptea e o plăcere. Că vezi, deosebire de... Ia uite și tu, mai vezi ceva? Nimic. De dacă nu sunt pe curi pe stradă, nu vezi nimic, bă, te chiolombărești. Te chiolombărești, n-ai decât să reduci viteza ca să reușești să... sau să încerci măcar să reușești să faci ceva cu el. Sunt bar să puneți camere și mi-a mers în față. Și mă uit la televizor să mă bată, mă. Am murit. Bă, băiatule, bă, îngheață inima în tine, ce ai, una la mână când calci frâna, sare ABS-ul ăsta după remorcă, deci face numai frânele bruște, când dă drumul, când. În rampa 20 să vă bag, este, asta ar fi 12. Să suntem aici la Belv, la biscuiți, dar pe acte am numele altei firme, se numește, de s-ar numi United Biscuits UK. Dar ea este, practic, ea ar fi, cum le spunem, mă, stai mă, că nu, nu, că nu vine acum, nu văd un nume, nu văd o remorcă cu numele pe ei. Belvita sau ceva de genul. Ce nume au, știu că a mai fost Play pe cei și cu Menzies. Aia băgau un job din Scoția și lăsau acilea ei. Lasă rampă, știu să mă duc la office. Să văd ce iau de aici. Am 4 ore de condus. Acum când merg către casă, nu mai bat eu capul să mai iau pe M6, că de aici ies foarte repede la M1. Știi? Scot drumurile cu plată, că am bifat de drumurile cu plată. A, uite că aici au limită de 10. Scot drumurile cu plată la GPS. Să vedem pe unde mă lasă să mă duc. Că dacă dau tot drumuri din astea închise, mă ia capul cu ele, cu tot ce ai. Capul mă ia, ăștia au camera aceea și inclusiv pot să-ți dea bani în site. O altă fază care mi s-a întâmplat zilele astea, două vreau să povestesc în videoclipul ăsta. Unu. Una. Rezitam niște joburi mai ieri. Și au cameră de cameră, deci cameră de viteză au aceea, nu te joci, știi? Licitam zilele astea un job și îi dau lui unul pe 80.155 de lire. Băi, am făcut câteva quote-uri că tot își ștergea și îl punea înapoi, joi fiind, eu crezând că joi e vineri, știi? Și vineri de obicei te dai prețuri mari pentru că vineri e busy. Acum ei când au de muncă dau joburile și pe bani, când au de muncă fac lăbăreală din asta, adică le pun sus, le șterg, le pun iar, le șterg, ca să devii tu frustrat și până la urma urmii mizează pe, uite-mă la ăștia, la MC Vites, la biscuiți. Uite câte camioane sunt state aici, ca să vezi cât, cât de mult e de muncă, dacă e. Și la mine mă sună ăsta, normal ar trebui să te sune când faci couturi mari, că n-ai niciun reason, adică n-ai un reason întemeiat. Bă, mă sun când facem deal sau mă sun să-ți las 5 lire la preț, de exemplu, știi? Dar nu mă sun să mă întreb, el m-a sunat să mă întreb de unde am luat prețul ăsta. La care îi spun, băi, eu am propriile mele prețuri, mă. Eu am propriile mele prețuri. Da, mei, dar știi că clientul nu plătește banii ăștia. Păi, bă, dacă nu plătește, bun, scuză-mă pe mine. Nu vă mai fac couturi atunci. Clientul nu plătește. Bă, plătește clientul că sunteți voi în stare să le dați preț ca lumea, aveți de treabă. Știi?
Da. Băi, la rampa 20 trebuie să o pun pe asta, să o las acolo. 30, 28 de colo. Una, a doua fază care mi se întâmplă. Ce fază, mă? A, mă, uitai, mă, să mă bată, mă. Adică a doua fază, uitai, poate îmi vine mai târziu dacă e. Poate îmi vine pe vlogul ăsta, așa, a doua fază. Dacă e. Ăștia au birou pe undeva pe aici. Deci vii câteodată aici, a? 20, 22, 20, tot acolo în spate. Și scările sunt în partea aia, da. Vii câteodată în câte o fabrică, 20 de aici. În câte o fabrică din asta, sau miroasa a biscuit, deci că te omoară, bă, băiatule, bă. Și ofițul aici. Miroasa biscuit te omoară, bă. Ia ce unghi ai dat, vedeam în oglinzele astea. Bă, de multe ori am impresia că iau semafoarele după mine, mă, cu oglinzele astea. Vă spun drept, mă opresc în mijlocul drumului și cu capul pe geam. Nu mi se pare precizie, vă spun drept. Și noaptea iar la fel. Noaptea la fel. Dacă nu mă uit pe geam, nu fac nimic cu ele. Mă uit de la asta, le mai verific și pe ele. Ca să nu le... Să nu se asumptă neimportante, să zic așa. Dar în mare parte nu n-am încredere. N-am încredere în ele sau ata, mă. N-am încredere în ele sau ata, mama, băi. Acum nu mai văd aici, în stânga nu mai. Nu văd nimic. Sunt bine, nu sunt bine. Să mă duc mai așa. Aici au rampă din aia de țoleagă de picior, rampă. Au din aia de când sprinde remorca de picior. Să o ia în brațe. Băi, nu uite, nu vezi deloc în ele, bă. Bă, vă spun. De capul meu. Să deschid ușile. Nu e, bă, nu e, bă. Nu e, vă spun. Dacă o fi. Stai, mă, că nu văd nimic, bă. Nu văd nimic, bă. Mă, te țin drept că mă verificai la spate. Asta este și... Și sunt și fudute rampele astea, că... Nu prea ai spațiu mare într-o parte și în alta. Aici când te-ai băgat... E gata, mă. E gata. E gata, da. Ia, mă, să iau ochiile după mine. Iau cheile astea. Scot din viteză și opresc motorișca. Treaba bună? Oricum, trebuie să fie treaba bună aici. Mare parte, da. Mică, nu prea. Trebuia mai încoa. Dar asta era rampa lor. Nu mai îmi capul cu ea. Nu mai am nimic ca o șantă la aceea care poate să facă treburile astea. Hai să nu ne bătem joc, bă. Eu mir că aici, în partea asta, să fiu în partea asta la limită. Și totuși, dacă sunt în partea asta la limită, ar trebui să
fie bine, uite, vezi? Chiar la limite sunt, exact, lipite astea. Hai, lasă-vă. Noi să fim sănătoși. Bă, deci ăștia au altă curte pe aceea. Și mă trimiseră acolo să iau următoarea remorcă. O să fac și pauză. O să mă culc o oră. E 1 noapte. E 1 noapte, ce mai vrei, bă? Bă, multe efecte are camionul ăsta. Mai ales cabina asta mică, mi se pare inconfortabil rău de tot. Hai! Hai totodată! Am abandonat-o și pe asta ci să mă aba. Oide! Bă, ieșim afară de aici. Zic că să fac stânga. Și undeva ce? Bată-te norocul cu mama ta. Bine că a apărut și tu. E sens unic aici în curte. S-a pus în fața mea și făcea așa. Dă-te în sânge să te bată. S-a pus în fața mea și făcea așa. Așa-i dai pe interzis. De aia s-a pus în fața mea și făcea așa. De aia o să dau repede să plec, să văd de viața mea, bă. Bă, stai un pic că n-a apăsat butonul, bă. Acum o să-i aminte că înseară băieții ăștia. Du-te, mă, să apeși tu butonul după ce asta, să ne apucăm și noi de ea. Știi? Bine că mi-am să-i aminte acum. Să mă să le apăs butonul. Că e și special afară, zice, bă, când, după ce o lași, apasă-ne și nouă butonul, știi? De ăsta e butonul la rampa 20. Pe ăsta la pești, să știe înăuntru că le-ai lăsat remorca în siguranță, știi? Da, la ce că făcea? Ne duci jet oceanic. Hai. Bă, funcționează strategia asta voastră de a face voi, de a drege voi? Cu sens unii, da, când e foarte busy. Dar acum nu prea mă e, man, nu știu cum să vă zic. Nu știu cât funcționează. O chestie care nu-mi place la merge în pe 5 este frâna de mână. De multe ori apeși 3-4 ori pe buton și nu se deactivează, știi? O chestie care îmi place este că au modificat cutia, nu știu dacă e aceeași sau au reprogramat sau au pus alt soft, că nu mai aștept atât de mult cu piciorul pe accelerație, adică e mult mai eficientă. Când accelerezi începe să meargă direct, știi? Ca idee. Îți dai seama că eram cât pe ce să ies încolo. Dacă nu era la acolo, ieșeam, mă. Dacă mi-au să ia aminte ce vreau să mă povestesc în vlogul ăsta. Bă, mi s-a întâmplat o fază aseară la port. De obicei așteptam ca să-mi iau verde după fiecare, după fiecare camion. Îți dă roșu, îți dă verde, de multe ori le uite ei pe verde semaforul ăla de la port de acolo, știi? Am dat de un frustrat. Și am trecut pe roșu. Mamă, și mă, ce direct, vrei să-ți dau bani? Fum, că l-am auzit, bă, dă-te în sânge să te bat, de ce nu te opri la roșu? Zice el, vrei să-ți dau bani? Ce să mai spui, mă? Păi de obicei mă opresc, că nu am și la să zic ce am de zis, că vorbea peste mine, știi? Am dat seama în gândul meu că zic, băi, n-am cu cine, nu. N-am cu cine. Degeaba încerc să-i explic ăsta ce, pentru că nu am cu cine, pur și simplu. Nu am cu cine. Și sorry, sorry, și am tăcut din gură. M-a luat cu faza că... dacă omor oameni aici, că era roșu la semafor. Te apuci cu politică din asta, poți să omori oameni pe oriunde, dacă ești ne gândim așa.
Crezi că un semafor mă oprește? Doamne ferește, știi? Ce zic? Nu te oprește un semafor. Dar frustrat la el de acasă, când pleacă, când pleci, când ții frustrările după tine și încerci să pari cineva prin vreo funcție de asta, așa faci, încerci să le spui la aia din jurul tău că cine ești tu, cu atitudinea de asta de șmecher în viață, cum s-ar spune. Bă, oare găsesc eu curtea asta din prima, dragi oameni buni? Întreb dacă găsesc din prima, zice-o poarta. Ăștia aceia te pun să vii la ei la office, să faci tu, să treci tu. Mamă, s-a duc capul dată pe spate. Ce făcu, mă? Ce? Ce face, mă, ăsta? Bă, eu n-am, nu-mi dă dură, nu-mi dă dură, nu-mi dă dură o gay pass. Că n-am remorcă. Ia uite cum, dă-te în gâtul mătii să te bată. Uite cum face ea. Fut-o-vă în suflete pe amândoi. Ia uite, stau aceea, de ce i-au fi pus doi morți într-un birou, nu știu, o să mă bată mama. Na, mă... Deci mă trimiseră înapoi, mă trimiseră înapoi la birou să iau solo pass. Ce înseamnă la solo pas? Nu poți ieși afară din curte dacă nu ai un amărât de bilet. Păi zic, bă, n-am remorcă, dați-vă în gâtul mamei voastre. Nu contează, trebuie să ai solo pas. Și acum mai dau un cotură de remorcă, iar îmi face muie ăsta cu mâna așa. Bă, băiatule, bă, nu mi-am timp de condus să bată mama, dacă nu, 4 ore și 11 minute. Ce am netată. Ca să vezi cu ce-ți bați cap, bă, politică multă, bă, în capul lor, bă. Bă, și n-au nici capetele, n-au nici capetele mari așa, nu știu. Doamne, mâncați aștărpile, tată. Și mortăciunile ăștia nu știu cum să se scape de mine. Ho, bă, măi, ho, scoate din viteză și singur vrei să mă anunți că cât de prost fusei că nu scoate din viteză. Bă, vezi, mă, zici că să mai fii sănătos la cap. Până dacă camioanele mă ceartă, securitatea mă ceartă. Bată-vă norocul de urâți, toți. Ăsta mă ceartă că merg pe interzis. Pe toți mă certați, și că să mai fii. Te duci acasă, nevasta te ceartă. Vladimir mă ceartă și ăla că nu-i convine la nimica. Știi? Ce ai, mă, doare capul în auz, să-mi dea solo pas. Doamne, tată. Și nu fusei macia. Dacă nu-i întreb tu de... Ei nu-ți dau, mă, că nu știu. A, da, da. Gândește că bucata s-a rupt de hârtie. Mă învârt din cauza lui ăsta de două ori prin curte, na, auzi. Solo pas, așa arată solo pas. Bată-vă norocul cu solo. Așa scheile, dacă e. O chestie tare la camionul ăsta e că încuie singur ușile. Hai că mă înșirai de tot pe cei pe jos. Bată mama. Ia uite, mă ceartă acum că ți-am ușa deschisă. Bă, băiatule, bă. Deci că să nu mai faci depresie în viața asta, în lumea asta. E, nu faci, faci. Și mai mult decât atâta. Nu vrea acum. Ba vrut, bă. Mă gândi că nu vrea, că era băgat în viteză dacă... Bă, e bine că și te rog scuze că... Uitarea să-mi dea solo pas. Hai. Lasă că... Acum măcar scoasă, vă doresc. Scoasă, scoasă. Opri frâna. Și plecăm în față dacă e. Hai că... Să fură remorcile, bă. Din cauza aia, bă, să fură remorcile și au băgat multă politică. Dar ce furi? Care ar fi logica? Ce furi când vine unul singur? Care ar fi logica să nu mă lase afară? Adică să-mi dea râsul ăla de hârtie pe care semnează careva. E ca și cum securitatea să scapă de vina că nu te-au lăsat ei de capul lor, ți-ești afară din curte. Cred că aia e politica.
Bă, îmi vine greu să cred, dar eu nu găsesc soluție la acest, la aceste faruri. Nu găsesc soluție la aceste faruri, să fiu sincer. Ăștia-s farurile, da? Ăștia-s ceața. Eu nu găsesc soluție la aceste faruri. Adică, gândește-te că unde să apeși ce. Deci, pur și simplu, nu... You're right, Paul. Yeah. We're gonna get it sorted now before you go out, so you can go straight out. Yeah. All right. Okay. I just gotta stay 15 minutes more. Yeah, no problem. Do you want me to do it now then, or in a minute? Yeah. Do you need my help, or you just need to put? I just need it opened up, and that's it. To check it. Yeah, check it. All right. And that's it. Then we can go. No worries. Băia, tu le-ai frigat laibii, bă. N-ai, mă, ce să-i faci. N-ai ce să-i faci. Mă uitai și verificai peste tot. Să aibă vreun buton pe undeva, mă, pentru... Singurul buton care e ăsta aici jos. Deci au pus, ca să vedeți și voi chestie, încălzire pentru oglinda care e în cabină. Bată, mamă, și rest nu văd de unde putea să setezi. De exemplu, nici după bur nu merge, că de-aia apăși pe ăsta, îți dă două chestii de făcut, nimic. Aici n-ai nicio treabă, nici aici, să zici că de pe volan. Albutul are o echilibrare aici. Na. Nu văd, nu, cel puțin nu. Cel puțin nu văd eu la ora asta. Și nu cred că altă dată o să văd. Aici e trapă. Nu se pot regla, mă. Bă, și te chiorăși rău de tot cu ele noaptea. Te chiorăși rău de tot. Nimic nu se compară ca o bătaie luată la șah la două noaptea. Când te pâclă e vorba aia. Bă, îi dui șah și tură, îi luai tura. Și cum... Cum făcui, cum nu făcui, cum... La trei mutări diferențe ne duce el șac și dură mie. Că mă grăbi, mă bată mama, dacă nu... Ai, ce să poți face? Se întâmplă, dar și eu ce mă bucurai că ne duce șac și dură, mamă, zic, gata, al terminai. Gata, al terminai, să mă... Bă, trebuie să ies din curte de la ăștia, ci? Și să plec la port. N-am decât să o las pe asta la port și să iau la port și aia mai fac pe azi. Deci, egal nimic. Ce să mai faci nimic? Prin să-i un box. La asta numai uși deschise, uși închise, la asta vezi. Frig afară rău de tot, bă, 0 grade, minus 1, minus 5, minus 7. Măcar acum aflai și eu că uși altă curte aceea. Știi dacă e? Liftanta e ridicată, văd că... Deci, uite cum se întoarce camera asta după remorcă, vezi? Încărcare pentru Irlanda cu biscuiți. Biscuiți pentru Irlanda din Anglia. S-a încărcat, s-au băgat actele în tub. De aceea, un traseu mai optim e pe A50-ul ăla către M6, ești la ieșirea 16 acolo. Mult mai optim decât pe unde veni eu. Pe drumuri închise, strâmte, rupte și iar... Și iar împărligate și întortocheate. Deci cam atâta vreau să vă spun și pentru noaptea asta, dragi oameni buni. Ia o data viitoare pe aici prin curtea școlii. Dacă îi dați și voi un like puternic, un follow pe Instagram și pe pagina de Facebook Adrian Cox. Stimă-vă!